Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Undeva în Cluj. Undeva în Cluj, da. Unde, poate cine știe, măcar de această traumă de băceat au scăpat. Locatarii unui bloc sunt totuși în pragul războiului civil din alte motive, nu din cauza de la Baceata. Okay. Dar slavă celui, măcar Baceata le-a scăpat. La vizier a apărut următorul afiș, citez: în atenția locatarilor care fac duș noapte de noapte între 23 și 24. Hai că pare... Yeah. În primul rând, aș vrea să remarcăm faptul că în Cluj există apă fierbinte de duș între orele 23 și 24. Eu nu zisei. În timp ce la tine la ora 8:30 s-a terminat. Da, dar ea revine seara târziu. Eu nu la 8:30 mine... era shower la 8:30. Pe mine 11 nu mă prea prinde că mă culc. Aha. Dar... am remarcat asta. Auzit? Apare, începe să se încălzească, mă mai pe aplicație să văd cum merge treaba înainte să mă culc, știi? Se mai și trezește din când în când, se mai întâmplă aplicația. Deci, practic, e o burtă acolo. Da? Pe la 8 începe să scadă temperatura, se duce până la sloi și reîncepe să urce pe la 11. Ăștia de asta cred că sunt în situația respectivă. Deci, revin la mesaj cu ghilimele. În atenția locatarilor care fac duș noapte de noapte între 23 și 24. Vă reamintim că trăim într-un imobil comun și avem obligația de ne respecta reciproc. Să fim oameni! Și continuă. Folosirea dușului și a robinetelor la intensitate maximă însoțită de trântirea săpunului sau flacoanelor de șampon în cadă produce un zgomot insuportabil care se propagă cu ușurință prin intermediul conductelor de scurgere, tulburând odihna vecinilor. În primul rând, să se analizeze dacă aici este un dezacord sau nu. Zice, folosirea dușului și a robinetelor, însoțită de trântirea săpunului și a flacoanelor, produce un zgomot insuportabil. Deci, gramatical, trebuia mesaje 0728312132. Gramatical, trebuia produc sau produce? Sună ciudat. 2. Măi, pe cine deranjează trântirea săpunului în cadă de la etajul superior? Cum ar veni? Trântirea săpunului? Eu când urinează vecinul, ca să zic așa. Deci se aude noaptea dacă îi liniște perfect. De ce cade și lui săpunul? Ce nu? L-auzi. Dar se aude... Înțeleg cum se aude. Adică și eu aș pune un mesaj. Încercați da. Să faceți pe margine. Nu direct în apă. Da. Că... poate că nu. Poate că nu e vecinul. Și mă da? Înțeleg. Nu știu cum să explic ca să nu... Da. Da. Și de asta zic că nu. Și ăștia la Cluj s-au spus da. Să pun de rufe și ăla. Se... dacă se trage apa, auzi? Tot. A, deci trage apa măcar. Doar dacă e perfect liniște. Păi da. Înțeleg. Și dacă ea s-au culcat toți pe la 11 ca mine în blocul ăla și e liniște. Deci vă rugăm, pentru clujeni și pentru vecinii lui Luca, nu mai trântiți săpunul. Nu mai folosiți baia. Nu mai scăpați săpunul zgomotos, vă rugăm. Are profil de tătăic, vezi? Da. Ușor, ușor se transformă, am mai vorbit despre asta. Dar fă un carnețel, notează. Nu, n-am reclamat, doar am sesizat. Te ascultă vecinii tăi? Nu știu. O să afle din seară. Sunt destul de discret în bloc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.